Concursul Sanitarii Pricepuți a continuat astăzi cu secțiunea adresată elevilor de gimnaziu. Emoțiile copiilor înscriși în competiție au atins cote maxime. După două probe care le-au pus la încercare atât cunoștințele teoretice cât și cele practice, tinerii au trecut prin emoțiile ceremoniei de premiere. Elevii Colegiului Național Traian au fost cei care au obținut marele premiu. Sanitarii pricepuți care încă sunt la gimnaziu s-au străduit să parcurgă cât mai bine probele pentru a se plasa în fruntea clasamentului. Ne-am descurcat foarte bine. Pentru noi a fost destul de ușor atâta timp cât am repetat până acum și ne-am dat interesul și suntem mulțumiți. Înțeleg că cea mai dificilă a fost proba practică? La fel de dificilă ca și proba teoretică, pentru noi nu a fost atât de dificil. Cel mai greu mi s-a părut proba scrisă. Unele întrebări nu sunt sigur dacă le-am făcut corect, dar sper să luăm un punctaj foarte bun. Proba practică cum a fost? A fost așa și așa. Ne-am descurcat. La proba scrisă pot să spun că a fost ușoară, sper că am făcut totul bine, iar la proba practică a fost puțin mai greu, dar ne-am descurcat, sper că am făcut totul bine. Competiția a fost una acerbă, iar departajarea nu a fost ușoară pentru juriu. Se acordă mențiune. Școlii gimnaziale Ilovița. Bravo! Hai să aplaudăm pe toată lumea. Avem diplomă și pentru instructor și pentru echipaj. Felicitări! Se vede că copiii au avut ambiția, s-au prezentat și au citit mult, au citit teorie. N-aveau curajul să spună pentru că, în fine. Deci astăzi a avut loc faza județeană la nivelul gimnaziilor, iar locul întâi, în urma unei probe scrise, de 10 minute, 19 subiecte și probei practice, pe locul întâi, mă repet, a fost partea gimnazială a Colegiului Național Traian. Cei care au obținut marele premiu au fost elevii de gimnaziu ai Colegiului Național Traian. N-aud nimic! Deci Colegiul Național Traian, partea gimnazială, a câștigat locul întâi astăzi. A fost foarte frumos. Recomand pentru oricine. Este un eveniment care trebuie făcut odată. Este o experiență foarte frumoasă. Ce ați avut de făcut? Am avut două probe. O probă teoretică care era grilă, prin care se spune diferiți ani și simptome, diferite lucruri. O probă teoretică și o probă practică, în care trebuia să aveam avut două victime și a trebuit să le rezolvăm problemele până ajungea ambulanța în ghilbă. Te-ai descurcat? M-am descurcat foarte bine aici. Este un premiu bine meritat. Am muncit cu toții intens în această perioadă. Mai punem și faptul că s-au pregătit și pentru teze, pentru celelalte competiții. Am participat inclusiv la Emil Palade, la concursul național Emil Palade. A fost bine. Am câștigat premiul 1 la gimnaziu, premiul 2 la liceu. Sanitarii pricepuți este singurul concurs pentru sănătate și prim ajutor de bază care se desfășoară în școlile din România din anul 1962. La concurs poate participa benevol orice elev din învățământul gimnazial și liceal. Concursul pentru sănătate și prim ajutor Sanitarii pricepuți este organizat de Societatea Națională de Cruce Roșie din România împreună cu Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.